Salutare Troș, la o nouă reacție pe canal. Astăzi voi face reacție la disul lui Abi pentru Velea. Știu că nu am episod de mult, dar nu prea mai am timp în această perioadă. Dar mă chinui să îmi fac timp să-și filmez. Și acum am văzut că dacă tu s-au scos disurile astea, am zis, hai să fac și o reacție la ele. Așa că haide să-i dăm drumul. Stai să dau început. Să stai să-mi scoți dreața. Îmi place câinele. Nu știu câinele prea frumos. Față, dar e mai frumos câinele. Da. Au, tu direct i-a dat-o. Deci direct i-a dat-o. Ok, bă, da, versul chiar să cam potrivește, pentru că și ori și pe de la melodie cu Smiley, de la chestii cu Smiley mai mult și astea. Deci asta putem zice că este foarte adevărat. Foarte bine asta, Sabi. Da, mă zice că la tine cu Bela. Și toată lumea știe că am stil italiano. Antonia, eu te am o semnata pe Castellano. Asta la schimb toată viața, pe o zi din viața mea, viața mea. Pe o zi din viața mea. Lângă mine niciodată niciun fraier nu o să stea, nu o să stea. Niciun fraier nu o să stea. Eu toate vedetele din țară la mișto. Suficați pe mine că fac numai ce vreau. Până aici clipul este filmat foarte bine. Cadrele sunt luate mișto. Abi dansează și el destul de bine. Bine, de la început arată binișor, e frumos, chiar se potrivește, s-a sotat și cu anoracul lui. Hai să vedem continuare. Oh, mă, ce a topat aici. Cu nu știu care dintre Antonia și Velea e femeia, mă, asta chiar arată-o. Iată rău lui Velea. Pe o zi din viața mea, viața mea. Pe o zi din viața mea. Lângă mine niciodată niciun fraier nu o să stea, nu o să stea. Niciun fraier nu o să... Ha, uite, are masca pe bot. Are masca pe bot, la Corona Time. Mă-mi place că se îmbracă destul de ok. Adică are Versace pe el, are Gucci. E ok. Mă, ce pot să zic, finalul arată super bine. Îmi place cum îi stă părul, gen, și culoarea asta aici la păr roșu pe lateralul ăla. Pe stânga sau dreapta, nu mai știu în ce parte își face el părul, cum și-a o țătare acolo roșu, vișniu, ce culoare fie aia.
Era atât bine, piesa sună ok, cadrele sunt luate mișto. Mie mi se pare o piesă destul de mișto. Adică nu e că țin cu Babi sau cu Verea sau cu Lino sau cu ăștia. Dar mi se pare mișto piesa. Urmează să facem o reacție și la piesa lui Lino pentru Dis, pentru Abi. Să vedem și acolo ce-o fi, pentru că încă n-am ascultat nici acea piesă. Asta aștept până am timp să fac o reacție. Așadar, ne vom vedea desigur la reacția aceea. Bun, mă băieți, pe cam așa că aștept să o cuvea fost Arexu și să-i la viitoare v-am lăsat. La revedere, pa!